găsit la o nouă ediție a podcastului Secretele Succesului. Sunt Elena Badea, Managing Director al companiei Valoria și sunt bucuroasă să o am astăzi alături pe prietena mea, Ionela George. Ionela, bun găsit! Cum este astăzi vremea la Sibiu? Bun găsit, Elena! Mulțumesc de invitație! Astăzi la Sibiu plouă, ieri am avut în schimb o zi frumoasă, dar nicio problemă că plouă, e bine și să plouă. Sigur că da, primăvara este un anotimp spectaculos și fiecare zi este minunată, indiferent dacă este soare sau ploaie. Te rog frumos, spune, ce vezi tu de acolo, de la casa ta, din marginea Sibiului? Văd un câmp verde și frumos și văd păltinișul pe o parte și pe de altă parte văd Făgărașul, în care încă mai este un pic de zăpadă. Ar fi grozav să fim și noi acolo și să vedem ceea ce vezi tu. Sunt foarte încântată de faptul că te-am prietenă și de fiecare dată când stăm de vorbă descoper foarte multe lucruri extraordinare din activitatea pe care o derulez ca auditor de calitate în industria de automotiv sau din activitatea ta pe care încerci să o dezvolți ca antreprenor. Te rog frumos să-mi spui care este povestea ta, cine este Ionela George? Ionela George este, în primul rând, o mamă a 3 copii frumoși, care mă provoacă în fiecare zi să fiu o versiune mai bună a mea și care în fiecare zi mi-arată că limitele pot fi depășite și că sunt doar aici, în mintea noastră. Sunt un profesionist în domeniul calității. Lucrez de aproximativ 12 ani în calitate în industria automotiv. Am început experiența, drumul acesta ca o provocare de 3 luni. Din 3 luni s-au făcut 2 ani și din 2 ani s-au făcut 12 ani. Și am trecut prin diverse etape. 12 ani de management, leadership și dezvoltare în calitate și aproximativ 5 ani de audit, de auditor, training și consultant. În 2015 am zis că ar fi cazul să cresc, să ies din zona de management și m-am calificat ca și auditor IATF. IATF-ul este International Automotive Task Force și am trecut un examen așa un pic dificil și complicat, fiind deja însărcinată cu al 3-lea copil în luna a 7-a. A fost un pic stresant, dar m-am calificat și după aceea, odată cu auditurile, au venit implicit și trainingurile în zona calității și implicit și consultanța. Au fost ani frumoși care m-au dezvoltat ca om și ca persoană și, bineînțeles, acum duc mai departe această idee și mă avânt încet, încet în lumea antreprenoriatului. Da, tu ai firma ta acum și o vei dezvolta pas cu pas. Eu te admir pentru că, într-adevăr, ai 3 copii minunați. Bogdan, băiatul tău cel mare, este absolut fenomenal și celelalte 2 fetițe sunt dulci și drăgălașe și îmi plac pozele pe care vi le trimiți când sunteți voi fetele machiate și vă răsfățați acolo cu un timp bun împreună. Știu că de-a lungul anilor profesia te-a dus și în alte locuri și ți-a adus niște proiecte provocatoare. Te rog frumos, povestește-ne un pic despre experiențele tale din partea asta de dezvoltare în alte țări a business-ului în care ai fost manager și la care ai avut o contribuție foarte, foarte, foarte importantă. Da, proiectul pe care l-am început eu, l-am început fiind, zic eu, copil și am crescut împreună cu poziția și cu compania. Am lucrat în locația din România și după aceea am fost parte activă din dezvoltarea business-ului în locațiile din Moldova, Serbia, Mexic, Statele Unite, chiar și Tunisia. Și în toți acești ani am învățat să călătoresc și să accept diferențele culturale și să implementez sistemele care la început păreau a fi un copy-paste, dar descoperi în timp ce lucrez că nu este chiar copy-paste. Fiecare locație are specificul lui, cultura lui, oamenii sunt diferiți și acceptă diferit provocările unor standarde și unor cerințe specifice destul de stricte și de dure din industria automotiv. Da, îmi povesteai cum trebuie să gestionez ca manager echipele din Mexic. Ia, povestește-ne un pic cum e acolo. Da, sunt diferiți de noi și este, adică, o provocare pentru managerii europeni să se adapteze culturii mexicane. Sunt pasionați, sunt oameni cărora le place să fie parte.
din ceea ce fac și sunt, le place să fie empatic cu ei, poate mai mult decât noi europenii. Și trebuie să ai răbdare, să accepti puțin și să știi că la ei 5 minute sunt de fapt 10 și că aorita este un cuvânt pe care trebuie să-l digeri, să nu-l iei ca fiind un deadline, pentru că nu prea este un deadline. Dar overall experiența este minunată și am învățat lucruri excelente de la colegii mei din locațiile din Mexic. Câte limbi vorbești? Am 5 cu română. Ia să vedem. Hai, zi, pe rând, așa. Vorbesc engleza, da. Italiana, franceza și spaniola. Uh-huh. Și bineînțeles română. Și bineînțeles română. Și cât de repede le poți schimba între ele? Foarte repede. Blocajele mai mari le am pe franceză pentru că o folosesc puțin. În schimb, în italiană, engleză și spaniolă sunt lucruri care efectiv circulă normal. Am ajuns de visez în italiană. Deci... Da, așa este. Știu că faci parte și viața ta se derulează pe aceste coordonate cross-culturale și știu că îmi imaginez de fapt că o oră vorbești într-o conferință, teleconferință în italiană și apoi poți trece să scrii mail-uri în engleză și poate mai pe seară să scrii alte rapoarte în spaniolă. Eu te admir și pentru mine este un exemplu extraordinar de om care și-a asumat viața și cea profesională și cea personală și care și-a construit viața, n-a lăsat-o să se întâmple. Vreau să te întreb, pentru că acum suntem în acest context al pandemiei COVID-19, cum a fost perioada asta pentru tine? Nu a fost ușoară, a fost provocatoare, dar nu a fost atât de greu pe cât m-am așteptat eu la început, să spunem. Am fost nevoită să mă readaptez, să îmi fac jobul de acasă. Și înainte lucram de acasă, doar că acum a trebuit să fac jobul de acasă cu 3 copii care nu mai erau la școală, nu mai erau la grădiniță, care făceau școală online sau grădiniță online și a trebuit să învăț să mă împart efectiv între jobul care este solicitant și clienții care au nevoie, necesități și cerințe și necesitățile de a organiza copiii și de a ajuta în a-și continua școala și activitățile de la grădiniță. Nu a fost ușor nici pentru ei, doar că ei sunt mai adaptabili decât noi și au găsit o rutină nouă și activități noi și acasă și și-au continuat programul. Eu mi-am continuat programul. Am participat la multe conferințe online în zona automotive pentru a înțelege contextul și unde suntem, cum suntem și previziunile. Pentru că noi, bineînțeles, noi vedem ceea ce ne previzionează clienții noștri, doar este important să ne plasăm în context, să înțelegem când și cum se va relua business-ul, pentru că automotive-ul a fost, poate, Horeca mai mult, dar automotive-ul a fost lovit puternic de această criză. Da, așa este. Ce ai văzut ca și abordare specifică a acestei industrii? Ce ați făcut voi, mai exact? Ceea ce am văzut eu în general sau ca o idee generală a fost faptul că automotive-ul a fost puțin mai bine pregătit acum ca în 2008. Cel puțin feedback-ul pe care l-am primit de la clienți sau pe care l-am văzut în conferințele internaționale la care am participat au fost că au fost mai solizi la nivel financiar și că au aplicat o grămadă de lecții învățate din criza din 2008. Bineînțeles, problemele cele mai mari au fost în momentul în care au apărut blocajele în supply chain. Automotive-ul este global și furnizorii sunt împrăștiați peste tot. În momentul în care s-a oprit China, au început să apară blocaje și au început să apară stop livrări. Și clienții automotive în general, toți au lucrat foarte mult în această perioadă în a comunica cu furnizorii. Au solicitat și au dat transparență atât cât ea s-a putut și au dat suport în momentul în care au fost blocaje inevitabile în acest moment de livrare sau de comunicare. Am văzut un stop, acum ce facem, toată lumea, ne oprim, nu ne oprim, cine se oprește, care e primul, care e ultimul. După aceea am văzut o perioadă de liniște, așa de o săptămână, două, și după aceea când pornim, cum pornim, cum validăm, ce facem, cu cine vorbim și foarte, foarte multe chestionare care să-i ajute pe furnizor să-și evalueze riscul,
să ne ajute pe noi ca furnizori să ne evaluăm riscul furnizorilor noștri și împreună cu clienții mari din industria automotive să creăm un supply chain sănătos și deschis către colaborare, astfel încât obiectivul final acela de a livra fără să oprim clienții să fie atins. Sigur că da. Este într-adevăr o industrie extrem de complexă, iar rolul tău în asigurarea calității este unul susținut de standarde, dar mai ales de interacțiunea cu oamenii. Explică-ne un picuț ce presupune profesia ta și care este aportul pe care îl aduci în cadrul companiei și industriei. Meseria mea ca și manager în domeniul calității presupune cunoașterea standardelor și implementarea lor în cadrul companiei, menținerea lor, bineînțeles, și îmbunătățirea continuă. Noi nu ne oprim niciodată în calitate, nu ne permitem acest lux să ne oprim pentru că ai noștri clienți nu se opresc și cer de la noi îmbunătățire continuă, performanță și reducere de costuri, bineînțeles. Ca și auditor, în schimb, trebuie să cunoști standardul la fel, doar că de data aceasta trebuie să verifici dacă el a fost implementat eficient și să oferi valoare adăugată în timpul auditului prin întrebările și prin suportul pe care îl dai. Este provocator din ambele puncte de vedere. Înveți enorm din toate departamentele, în toate procesele. Nu există un departament de calitate care implementează. Există un departament de calitate care colaborează cu celelalte departamente să implementeze standarde, care ajută să facă claritate, să deseneze procesul și să definească indicatori de performanță care să monitorizeze eficiența și eficacitatea proceselor. Noi în calitate spunem că nu poți să îmbunătățești acele măsori și atunci indicatorii sunt instrumentele cele mai bune pentru a putea înțelege procesele și a le măsura. Nu este ușor, bineînțeles, standardele sunt destul de rigide, dar avem și posibilitatea să implementăm cum este necesar pentru organizația noastră. Un sistem eficient, implementat, este un sistem care se aplică pe business-ul companiei, care nu este paralel. Există și concepția aceasta, dar aceasta nu aduce valoare adăugată. Și implementarea pe business-ul companiei și adăugarea cerințelor specifice ale clienților, care sunt multe în automotive și stricte, aduc valoare. Bineînțeles, trebuie să găsești balanța între indicatorii corporativi pe care îi ai, bugetele care sunt alocate și obiectivul general de atingere a satisfacției clienților. O să-ți spun ce percepție am eu de fiecare dată când îmi povestești câte ceva din ceea ce întâmpini tu în profesia ta. Eu am această percepție că tu ești un explorator care descoperă nestemate, descoperă niște nestemate ascunse în interiorul unui business, dar în egală măsură îi pui și la adăpost de pericole, pentru că mintea ta care gândește structurat și care aduce transparență și ordine în procese le arată și unde fac bine și unde pot face și mai bine și poate ei n-au văzut încă acele oportunități, dar în egală măsură îi ține la adăpost de pericolele pe care ei încă nu le văd sau pe care încă n-au acționat. Sunt fenomenale skill-urile tale de a intra în interacțiune cu echipele, te duci acolo, îi cunoști, îi înțelegi, empatizezi cu ei, păstrând totuși linia standardelor și gândirea de asigurare a calității și apoi ei cu tine în povestea respectivă, transformând-o dintr-o treabă seacă, rigidă, într-o oportunitate de a se transforma pe ei și business-ul lor și asta este spectaculos din punctul meu de vedere. Vreau să-ți mai pun o întrebare acum. Care sunt recomandările pe care le-ai da managerilor și antreprenorilor pentru perioada asta, cu tot ceea ce știi tu? Dacă ar fi să le recomanzi trei lucruri, care ar fi acelea? Din punctul meu de vedere, cele trei lucruri pe care mi le-ai cerut tu se așează foarte frumos pe conceptele și pe principiile calității. Unul dintre ele ar fi să comunice eficient și empatic și să înțeleagă în acest context cum comunicarea s-a schimbat. Comunicăm mult la telefon, pe mail, comunicăm în video chat, dar nu mai comunicăm la fel de mult face-to-face în meeting-uri. Și aici trebuie să ne luăm timp
să fim empatici când începem conferințele și să înțelegem contextul în care se află colegii noștri, ca apoi să putem să derulăm ședințele și conferințele în mod eficient. Al doilea ar fi să accepte schimbarea ca o parte normală a ceea ce facem în fiecare zi. Știu că este frica aceasta a noastră a oamenilor de schimbare și ridicăm mâna și facem ochii mari, au, vine schimbarea. Este normală, cel puțin în automotive face parte din ceea ce facem în fiecare zi și o schimbare eficientă, o acceptare eficientă a schimbării și o implementare eficientă a gestionării acestei schimbări în cadrul tuturor proceselor ne va ajuta să scăpăm de multe, multe bătăi de cap. Așa este. Și al treilea lucru este să inovăm. Am avut timp în această perioadă să facem ceea ce spunem că n-avem timp. Să ne uităm la procese, să ne uităm la interacțiuni, să ne uităm pe zonele fără valoare adăugată. Am avut timp și trebuie, nu că doar am avut timp, trebuie să ne reașezăm, să eliminăm acele activități care nu aduc valoare, pentru că presiunea pe costuri, control costuri și performanță va fi în următorii ani mult mai mare decât a fost până acum. Se vorbește de o criză economică care încă nu a început, dar corporațiile și companiile mari și cred că și antreprenorii locali cu care am mai avut contact în această perioadă, toate au început să uite la costuri și la soluții de eficientizare și de îmbunătățire, pentru că este necesar să avem un cash flow solid, să asigurăm un loc de muncă stabil pentru oamenii noștri și digitalizarea, automatizarea proceselor fac parte din challenge-urile pe care le avem în următoarea perioadă. Așa este. Așa este și barometrul digitalizării pe care îl derulăm la Valoria și a cărei ediție de 2020 se va lansa în curând în colectarea răspunsurilor la chestionar, arată că avem de făcut foarte multe lucruri în zona de digitalizare. Da, da, este foarte adevărat că lucrurile astea cer timp și concentrare și trebuie să le facem pe toate în paralel. Îți mulțumesc pentru cele trei lucruri pe care le-ai recomandat și acum vreau să-mi povestești despre proiectele la care lucrezi acum. Care sunt proiectele tale pe care le derulezi în momentul de față? Da, bineînțeles că digitalizarea mi este în minte și această perioadă m-a ajutat să analizez oportunitățile, că a venit pandemia, dar vine cu riscuri și oportunități și m-a ajutat să mă uit la oportunități și eu am descoperit la rândul meu oportunitatea de a dezvolta un concept nou, Quality System Solutions, care să ofere soluții de training, audit și consultanță online. Așa cum am spus mai devreme, presiunea pe costuri este mare și am avut solicitări frecvente în această perioadă de a face training-uri sau audituri sau consultanță online pentru a reuși să reducă din costurile logistice care sunt în orice deplasare. Sigur că da. Cum se derulează? Că știu că mi-ai povestit că ai făcut pentru prima dată și ai inovat, cum bine spuneai, acel audit de calitate derulat 100% la distanță. Cum ai reușit? Cu ceva emoții la început, bineînțeles. A fost și pentru mine un lucru nou și pentru client a fost un lucru nou. S-a finalizat cu un mare element de pozitivitate și din partea mea, dar și din partea clientului. A fost nevoie de un pic de adaptare la început, bineînțeles. Ce fel de audit era? Ce anume audit ai? Un audit de sistem, un audit intern de sistem prin care am evaluat eficacitatea sistemului de management al calității implementat în companie. În automotive se fac aceste audituri cel puțin o dată pe an la nivel de companie și acest audit i-a ajutat să vadă unde sunt cu sistemul, care sunt gap-urile, să se pregătească de auditul efectiv de certificare și de o vizită a clientului. Și i-au ajutat să vadă dintr-un punct de vedere al ochiului fresh, omul de afară, care nu-i cunoaște, unde sunt, cum sunt și ce oportunități de îmbunătățire pot fi identificate. Și online, bineînțeles, a fost mai dificil decât face-to-face. Nu vedeam fața, nu vedeam mimica. Ca auditor folosești foarte mult pe limbajul corpului și îți dai seama când auditatul intră în panică sau nu-ți povestește așa cum trebuie și trebuie să-ți povestească. Dar am depășit elementele acestea și cu o prezentare eficientă din partea clientului și cu întrebări răbdătoare
și de coaching, așa cum am învățat de la tine, am ajuns la rezultat și am livrat un audit eficient și am finalizat cu un client mulțumit. Și ai și inovat. Ai inovat și ai stabilit că există o metodă prin care se poate face și așa. Se poate face și așa și ai timp să faci alte lucruri pe care la întâlnirea face-to-face nu ai timp să le faci. De aceea, plecând de la această experiență și de la dorința mea de a împărtăși ceea ce eu am învățat în acești 12 ani ca și manager și ca auditat, lucrez la o platformă, Quality System Solutions, care să ajute companiile să implementeze, să mențină, să îmbunătățească și, de ce nu, să dezvoltăm o colaborare frumoasă în următorii ani, profitând de beneficiile digitalizării și online-ului. Așa este. Cui se adresează platforma? Platforma se adresează companiilor mici și mijlocii și mari, inclusiv corporațiilor. Scopul este să împărtășească experiența în acești ani, să vină cu know-how-ul din automotive, nu doar în zona de automotive, bineînțeles, și în afara zonei. Companiile mici și mijlocii ar beneficia foarte mult de implementarea metodelor și instrumentelor pe care le folosim noi în automotive, fără să fie nevoită să supună regulilor rigide și stricte pe care le respectăm noi în automotive. Da. Sunt în continuare uluită și de felul în care te raportezi la profesia ta, pentru că știu că o iubești, în egală măsură o respect și o implementez tot timpul cu integritate. Știu că prima care își dă standardul de calitate în ceea ce performează ești chiar tu și apoi duci acest standard și către cei cu care lucrezi. Și simt asta din felul în care vorbești și îmi place foarte mult. Ultima întrebare este legată de secretele succesului. Așa că, Ionela, o să te rog frumos să ne spui care sunt, din punctul tău de vedere, secretele succesului în afaceri. O să-ți spun, ideea mea este bazată pe principiile din calitate. Planifică, fă, verifică și acționează. Este ciclul PDCA pe care îl folosim noi. Și părerea mea este că un succesul în orice fel de business pleacă de la o viziune clară, de la definirea clară a unei strategii, ținând cont de contextul organizațional, intern și extern, bineînțeles, și de problemele care pot afecta abilitatea organizației de a-și atinge obiectivele. Odată ce am definit strategia, ar trebui să definim obiective clare care să fie descărcate către toate departamentele și o strategie clară de cum ajungem acolo. Cine, ce, când, cum face, bineînțeles să nu uităm să monitorizăm, să nu uităm să verificăm și să acționăm. Dacă a fost rău, de ce a fost rău, care e cauza, cum o rezolvăm. Dacă a fost bine, de ce a fost bine și cum putem să mutăm experiența pozitivă în alte procese sau în proiecte noi. Așa este. Și este foarte important să apeleze la oameni care au această profesie, care știu să facă foarte bine o interacțiune cu sistemele și cu procesele, nu? Și să le vadă și apoi să le spună. Aici sunteți în regulă și aveți loc de creștere, aici aveți de îmbunătățit. Fiindcă întotdeauna, cum ai spus tu, părerea din afară, nu? Ochiul frești de afară, da. Ochiul frești de afară și și în ceea ce facem noi zi de zi, în procesele noastre, ar fi bine când luăm decizii sau implementăm o schimbare, să aducem pe cineva din alt departament, care nu știe ce facem noi, care să pună întrebarea, care pare banală, dar întrebarea care, de fapt, te face să înțelegi că ai scăpat din vedere anumite elemente. Da, dar de ce faci asta așa? Da. Păi așa am făcut-o și acum 3 zile. Și totuși, de ce o faci așa? Este super, super simplu să aduci pe cineva din afară care nu-ți știe specificul profesiei și să primești astfel de întrebări foarte valoroase în ultima instanță. Care este, mai am o curiozitate și te rog frumos să împărtășești cu noi, care este valoarea care îți ghidează viața? Familia. Una dintre ele. Familia. Familia și educarea frumoasă a copiilor în contextul actual, lăsând deoparte problemele noastre din trecut și gândindu-ne la viitorul în care vor trăi copiii noștri.
Îți mulțumesc foarte mult, Ionela George, de la distanță, de la Sibiu, cu o interacțiune foarte frumoasă despre o profesie pe care o iubește și despre dezvoltări care au dus-o în multe colțuri ale lumii. Îți mulțumesc mult și de-abia aștept să ne vedem și altă dată. Îți mulțumesc, Elena, de invitație și să ne vedem cu bine data viitoare, poate și chiar face-to-face. Mulțumesc frumos!